E clar că oricât asta aici să mă gândesc, nu o să am cuvintele potrivite pentru a începe acest videoclip. Nu găsesc o formulă magică prin a trece așa peste perioada asta în care am lipsit de pe YouTube. Vă mulțumesc în primul rând celor care, din curiozitate probabil, ați dat click pe acest videoclip să vedeți dacă mai trăiesc și ce s-a mai întâmplat cu mine. Am lipsit pentru că nu am un motiv anume, nu am un motiv întemeiat. Așa că nu știu dacă ar fi cazul acum să stau 30 de ore și să inventez chestii. Pur și simplu am fost demotivată. S-au mai adunat și alte chestii pe parcurs legate de ideea asta de a fi YouTuber în România și cât de neprofesională mi se pare mie treaba că merge la noi. Nu am mai văzut un viitor pentru mine, nu că acum aș vedea, dar mi-am dat seama că până la urmă, bine, asta știam și înainte, dar nu știu, acum parcă lipsind, mi-am dat seama că chestia asta chiar o fac din plăcere, chiar o fac pentru mine și cu speranța asta că peste foarte mulți ani o să am posibilitatea să mă văd și să-mi revăd oamenii din jur, oamenii dragi, să sper, posibil, să pot să citesc încă comentariile voastre la videoclipuri și, nu știu, datorită YouTube-ului, până la urmă am legat foarte multe prietenii aici în Anglia, cu fete venite din România care s-au, era să zic cazat, care s-au mutat și ele aici, dar nu numai. Și cred că asta e cea mai mare satisfacție pe care mi-a dat-o mie până acum YouTube-ul. Da, cam asta pot să zic despre lipsa mea. S-au întâmplat destul de multe lucruri cât timp am lipsit. Cred că am lipsit vreo 7-8 luni, cam așa. Știu că ultimul meu videoclip a fost legat de ce am primit de ziua mea în februarie. Deci pe la sfârșitul lui februarie s-a rupt filmul. Am filmat o grămadă de... O să mă bâlbâi clar în videoclipul ăsta. Am filmat o grămadă de videoclipuri de-a lungul timpului. Adică nu m-am gândit atunci când... În februarie, după ce am postat ultimul videoclip, că vreau să fac o pauză. Ba din contră, chiar am filmat un următor videoclip, era, nu mai știu, ceva haul sau ceva de genul ăsta. Nu am fost mulțumită, pentru că asta e o altă problemă de-a mea. Îmi doresc să fiu tot timpul perfecționistă și să iasă totul așa cum îmi imaginez eu. Dar de cele mai multe ori, din păcate, nu am timpul necesar să fac exact cum aș dori eu să fiu un videoclip. Așa că, da, am fost foarte nemulțumită de acel videoclip, am mai filmat, l-am tot refilmat, nu am fost mulțumită, am zis, hai, ok, stau o săptămână, două, nu filmez nimic și poate totul o să fie ok. Ei bine, n-a fost cazul. Da, de-a lungul timpului am mai filmat și vloguri, nici n-are sens, nu știu dacă am să le mai postez, le am încă pe card, dar zic să întoarcem pagina și să am așa un nou început cum ar veni. Chiar și săptămâna asta am vrut să fac un weekly vlog, dar este deja joi seara și până acum nu am apucat efectiv să stau cu camera în mână. Am avut o săptămână destul de aglomerată la muncă și vin seara târziu și acum chiar vreau să vă arăt că este ceasul 8 seara. Abia am ajuns acasă, am mâncat ceva, nu m-am dezbrăcat, nu nimic, trebuie să mă să fac un duș. Așa că ăsta a fost un alt motiv pentru care eu am lipsit atâta timp. Nu neapărat lipsa de timp, cât dezorganizarea. Nemai având un bullet journal, mi se părea că ăla mi ocupă și mai mult timp să stau să-l completez. N-am mai fost atât de organizată, tot este un haos mare și total în viața mea. Dar ușor, ușor trebuie să mă reorganizez. Știu că în iarnă, că în februarie era iarnă, am zis că, adică am vrut să fac vlogul, nu vlogul, challenge-ul acela cu 3 cărți pe lună, cred. Nu mi-a ieșit, a fost un mare fail și cu cititul o duc foarte prost. Adică anul ăsta nu cred că am citit mai mult de 5 cărți, dacă am citit atâta și ultima pe care o citesc în momentul de față, mă chinui cu ea din septembrie, cred, și suntem în noiembrie. Așa că, da, este un mare haos. Dar, cu toate astea, deja vorbesc de 7 minute, sper să mai fie cineva până acum aici. Mi-era dor să filmez, mi-era dor să interacționez cu voi. Mi-a scris foarte mulți, atât pe Instagram, cât și pe... Foarte mulți pentru mine. Când zic foarte mulți, nu mă gândesc că mi-au scris sute de oameni. Nu, dar pentru
câți urmăritori am, mie mi s-a părut că foarte mult v-ați interesat de mine și m-ați întrebat ce fac, de ce nu mai revin, că vă e dor de mine și vă mulțumesc tare mult. Să știți că chestia asta mi-a dat așa un avânt să revin acum și sper să înțelegeți că, na, uneori oamenii în viață au nevoie de pauză, poate să-și încarce bateriile să revină, nu că acum aș fi odihnită, dar mă simt mult mai entuziasmată și chiar vreau să mă repun pe treabă. După videoclipul ăsta nu știu exact ce o să urmeze, dar am fost în Amsterdam recent, așa că o să am un vlog de acolo, cu siguranță o să urmeze și acela, probabil într-o săptămână, ceva de genul ăsta, trebuie să mă apuc de editat, nici nu mai știu să mai editez, doamne, o să fie foarte interesant să văd cum apuc eu iar de editat. Oricum, am vrut să fac deschiderea acestui vlog, să vă explic exact ce s-a întâmplat cu mine și pe unde am fost. Sper că n-am mișcat camera asta în toate direcțiile pentru că nu mai am nici exercițiul ăsta. Iar mâine este vineri, mâine merg la birou, dar după, mă întâlnesc cu Maria și vom merge în vizită la șefa noastră, care momentan este în concediu de maternitate și mergem să o vizităm, să vedem și fetița pe care tocmai a născut acum o lună. Și am fost să-i luăm un cadou în seara asta. Am fost la TK Maxx, am găsit, dar am cadoul în mașină, pot să vă arăt ce și cum. Însă mi-am luat și eu câteva lucruri pe acolo, nu foarte multe, dar am să vi arăt probabil mâine, nici nu știu. Am vrut doar să fac introducerea pe seara asta. Vreau și să mă duc să-mi fac un duș rapid, probabil baie, trebuie să-mi spăl și pe cap. Și noi ne reauzim mâine dimineață. Just around the bend. Holiday couldn't be here sooner. Holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, and Santa Claus. Gingerbread woman and a gingerbread man in a gingerbread house and all. Christmas is just around the corner. Neața! M-am trezit puțin mai devreme astăzi pentru că am vrut să vorbesc cu voi înainte să plec la muncă și să vă arăt așa outfit-ul meu de astăzi. Nu e nimic extra wow, doar că astăzi ne îmbrăcăm casual pentru că se strâng ceva bani la muncă pentru un caz umanitar și pentru a da bani pentru acest caz umanitar putem să venim să ne îmbrăcăm casual. Așa că am zis să mă îmbrac și mai relaxed azi. Și mi-am luat tricoul ăsta de la Primark, îmi place atât de mult tricoul ăsta și îmi pare tare rău că nu mi-am luat două atunci când au avut, pentru că începe să se ducă negru ăsta intens de pe el. Niște blugi de la H&M, cred, și mi-am luat recent plovărașul ăsta așa galben. Da, mă îmbrac cu ăsta galben în primul rând pentru că astăzi tema este să ne îmbrăcăm în galben. Dar l-am găsit recent la un supermarket de aici, Aldi, se numește, în cazul în care sunteți interesate. Și mi-a plăcut foarte mult culoarea lui așa galbenă, așa că da, așa ne îmbrăcăm azi. Iar în picioare îmi voi lua, cred că, niște UGG-uri, pentru că sunt comode și măcar să profit de ziua asta în care putem să ne îmbrăcăm așa mai casual. Cam atât, nu mă mai lungesc, ne grăbim la muncă, vorbim mai târziu. And all Christmas is just around the corner, coming up just around the bend. Look, here comes a holiday for family. Nu cred că era posibil să am lumină mai proastă de atât.
Sunt în parcare acum, am terminat munca pe ziua de azi și pe săptămâna asta. Mă duc acum rapid să iau pe Maria, pentru că v-am spus aseară, vom merge în vizită la șefa noastră care este în concediu de maternitate. Așa că ăsta este planul acum. Nu cred că voi filma nimic acolo, pentru că cred că o să fie puțin dubios să scot camera și să filmez copilul și pe șefa mea. Așa că cel mai probabil ne vom auzi când voi ajunge acasă, pentru că după ce voi merge acolo, merg direct acasă la Tibi și la Puiuț. Deci cel mai probabil ne vom auzi atunci. Cine este omul acesta de zăpadă? Să fie oare Maria? Bau! Se vomiță! Nădiță? Vomiță! Să vezi ce surpriză îi faci lui de fix, trebuie să filmezi cum o să intri tu în casă. Ia filmează doar acum fac eu caca, fii atent, 3, 2, 1 și... Ia să vedem noi dacă ne deschide ei de fix. Ia să vezi acum Lădiță. Lădiță, vino aici. Vino să deschizi lui de fix. Ia. Se vede ce se bucură de fix că te vede acum. Cine a venit la tine? Cine a venit la tine? Opa! Cine a venit la mine? Da. Ce faci, Puiuț? Neața, bine, nu e chiar neața pentru mine, adică e ora 12 și acum încerc să fac ochi. Ne-am culcat foarte târziu aseară, am stat cu Maria la povești, ne-am uitat la Vocea României, în fine, ne-am uitat la televizor până pe la 2 noaptea, dar n-am mai filmat. Am mâncat și mâncare chinezească aseară, ne-a fost poftă, așa că am fost și am comandat. Și normal, dacă am stat până la ora aia târzie, era de așteptat să mă trezesc mai târziu astăzi, dar nu mă așteptam să mă trezesc la ora 11:27. Trebuie acum să-mi fac curaj să mă ridic din pat. Deci măcar n-am tras draperia, aș mai dormi, dar nu vreau să treacă ziua de sâmbătă fără să fac nimic. Trebuie să-mi recapă și vocea. Vreau să mă trezesc. Probabil să-mi fac o cafea, ceva, nu știu dacă mănânc, momentan nu mi-e foame. Și aș cam vrea să merg până în centru, pentru că mi-am cumpărat o rochită de la Primark. Dar nu-mi place cum îmi vine și chiar dacă am luat-o la reducere, am dat doar 5 lire pe ea, n-are sens să o păstrez, adică n-am să port, ce sens are să o țin. Așa că vreau să mă duc să o returnez, plus că vrem să mai cumpărăm câteva chestii, pentru că Maria pleacă în țară în următoarele zile și vreau să trimit câteva chestii prin ea în România, așa că cam asta e programul. Mai pe seară nu știu dacă ieșim pe undeva sau facem ceva interesant, dar oricum vă iau cu mine și astăzi sper să filmez mai mult ca ieri, pentru că ieri nu prea am avut camera cu mine. Și mi-am amintit, da, am fost la șefa noastră aseară, n-am apucat nici să vă zic chestia asta. Un lucru amuzant, noi am fost în primul rând să o vedem, dar în același timp i-am dus și pufuleți. Este absolut îndrăgostită de pufuleții românești. Și avem noi o glumă așa, când se termină stocul, trebuie să îl refacem. Așa că i-am luat foarte multe pungi de pufuleți și i-am dus. Și era foarte fericită, a zis că toată familia e nebunită după pufuleți. Pufuleții aia simpli, românești. Îi cumpărăm tot timpul, chiar și la muncă mai ducem din când în când și toată lumea e nebunită după ei. Așa că, da, și ne și amuzăm de faptul că pronunță într-un fel foarte drăguț cuvântul pufuleți. Ei zic ceva de genul pufuletii și mă amuză foarte tare. Dar a fost foarte drăguț, normal că n-am putut să filmez, m-am simțit aiurea, era și cumnata ei acolo și nu puteam să scot eu camera. Hei, hai să filmez pe aici. Ce faci, prințul meu? Ce faci, de fixul? Modu, iubirea mea. Da, iubitul meu? Tu ești iubitul meu? Da, ești iubitul meu. Cel mai frumos, măslinos. Hai, ne trezim și noi? Hai să ne trezim și noi. Că noi doi suntem putori, TV s-a trezit de mult. Dar noi doi suntem putori? Nu sunt eu putoare.
Deci nu știu dacă e cel mai sigur loc unde v-am pus acum. Stați pe un gel de duș. Sper să nu cadă camera. Dar mi-am amintit că v-am promis joi seara că vă arăt ce mi-am luat din TK Maxx. O secundă. Și mi-am luat așa, mi-am luat șamponul ăsta de la, așa e, de la TG Factor. TG S Factor, da. Era doar 4 lire și de obicei știu că astea de la, din gama asta S Factor de la TG sunt niște produse destul de scumpicele, nu de lux. Nu sunt precum Kerastase, dar sunt mai scumpe. Mi-a plăcut și cum miroase șamponul ăsta, zice că e pentru păr frizii, așa că cu aspect de matură, așa că eu am nevoie. M-am spălat cu el joi seară și chiar mi-a plăcut. Chiar m-a făcut o treabă foarte bună și îmi place că e roz și are sclipici. Chiar mi s-a părut drăguță chestia asta. Și tot din TK Maxx atunci mi-am luat un nou spray pentru textură, dar încă folosesc sprayul ăsta. Cred că am vreo 3 în backup, pentru că cei de la Charles Worthington și-au schimbat de curând ambalajul și ăsta e ambalajul vechi cum ar veni și la reducere, așa că am profitat și l-am luat și din TK Maxx. My friends by my side, but it's not the same. Santa, I'm smiling but feeling empty inside, 'cause all of the presents are still by the tree. They don't mean a thing till he's here with me. If you know rup din mâncat pentru că pizza asta este absolut senzațională. Am mai venit aici de vreo 3 ori până acum și de fiecare dată a fost foarte bună, dar acum am nimerit o rețetă care mi se pare bombă. Chiar și Tibi a zis că pizza mea e mai bună ca lui și de cele mai multe ori el comandă mult mai ok ca mine. Așa că vă arăt și vă explic exact ce am pus pe ea. Deci pizza asta este doar cu legume. Dacă sunteți amatori de carne și nu mâncați pizza fără legume, îmi pare rău. Asta nu-i pentru voi. Este cu sos alb, mozzarella, usturoi, are ceapă, are broccoli, are anghinare, ardei copți și ciuperci. Și deasupra am pus un sos care se numește ranch, dar este bombă, serios. Chiar merită să încercați pentru că este absolut genial. Gata, am mâncat, am fost în Wilco și am luat lui de fix bobo, adică niște stripsuri de carne uscată pe care le dăm noi să le mănânce atunci când îl recompensăm. Și acum mergem în Primark, pentru că vreau să returnez eu. Am o rochiță, v-am zis de ea, și ne mai și uităm pe acolo, mai vedem ce și cum. Poate găsim niște chestii drăguțe. Christmas is just around the corner, coming up just around the bend. Holiday couldn't be here sooner, holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane and Santa Claus. Mie asta îmi place, unde e? Unde e? Cu... Nu, a luat plăcut copilul. Asta îmi place mie. Yeah. Asta îmi place. Christmas is just around the corner. Acum am ajuns acasă și sincer vă zic că mă simt mai obosită decât mă simt după o zi de muncă. Chiar nu mai am exercițiul shoppingului,
Prefer în ultima perioadă să fac shopping-ul online, dar acum am fost puțin prin magazine pentru că am căutat ceva pentru a trimite în țară. Nu prea am găsit. Am luat un cadou de Crăciun în schimb și sunt foarte mulțumită. Așa că mai ticuim ceva de pe listă. Și pentru noi, așa ce am luat pentru casă și pentru ei de fix, am găsit cravata asta. Mi s-a părut super drăguță, e o cravată pentru cățeluș și am zis să-l aranjăm și pe el frumos în ziua de Crăciun. Și da, mai vedem, mai găsim ocazii să poarte cravata aia. Și am luat, vă arăt imediat, întorc camera, mi-e mai ușor așa. Am fost într-un magazin de aici care se numește Tiger. Probabil ați mai auzit de el, că am văzut că multe fete care vin în Anglia merg la magazinul ăsta. Și am cumpărat, ce credeți că este această chestie? Săpunier. Mi s-a părut foarte tare ideea. Aveau și pe negru, dacă vrea să și focalizeze. Avea și pe negru, dar eu am vrut pe alb să o cumpăr. Pur și simplu pui săpunul pe iarba asta așa de plastic. Mi s-a părut o idee genială. Și aveau cu iarbă mai înaltă, într-un suport puțin mai înalt și iarba mai înaltă și pentru periuțele de dinți. Dar noi n-avem nevoie, am zis să iau doar pentru săpun. Sper să arate foarte drăguț. Și mi-am mai cumpărat și acest top coat. Hai cu focalizarea. Așa, de la Essence. Pentru că eu îl am pe cel de la Sachevit, dar e cam scumpuț și se usucă. Nici n-ajunge jumătatea sticlei, că el deja s-a uscat și trebuie tot timpul să recumpăr o sticluță nouă. Și vreau să văd dacă găsesc un înlocuitor. Așa că am să vă țin la curent cu acest top coat de la Essence. Și cana asta mare, probabil că știți, este din Mario. Și-a cumpărat-o Tibi, a plăcut lui foarte mult. Mie mi se pare că e incomod să bei din chestia asta, dar a zis că dacă nu o să o folosească ca și cană propriu zis, o să o folosească ca și suport pentru pixul, creioane, ce mai are el. Și și-a cumpărat tot el șosete de la Primark cu niște desene animate și medicamente, chestii, jucăria asta absolut superbă. Da. În fine, cam pentru asta am fost noi plecați astăzi și cadou de care vă spuneam, dar nu vreau să-l arăt acum pe cameră. Cam atât. Vreau să stăm puțin. Este ceasul 6. Da, este ceasul 6. Am zis că stăm și noi puțin și după care o să mergem acasă la niște prieteni, Alex și Serena, unde o să fie și Teo cu Maria. Stăm și noi puțin la povești, o să luăm și pe ei de fix, nu lăsăm singur în casă. Dar momentan vreau să mă relaxez puțin că, sincer, chiar am obosit acum. Firewood, fireplace, sugar plum, jingle bells, and little helpers too. Christmas is just around the corner, coming up right down the line. Pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, and Santa Claus. Gingerbread woman and a gingerbread man in a gingerbread house and all. Christmas is just around the corner. Coming up. Nădiță, știi că ai de fix când dau drumul pleci? Așa faci și tu? Dar tu nu pleci. Tu nu pleci, Nădiță, nu-i așa? Tu nu pleci. Bună după amiaza! Ne-am trezit de dimineață destul de târziu și am plecat imediat să facem cumpărăturile pentru o nouă săptămână. Mergem în Tesco aici la cumpărături, dar vreau să intru puțin și până în JISC pentru că vreau să cumpăr un covoraj de baie. Da, cam atât. După care poate mergem și la Costco, care nu știu ce râde tipii de mine. După care puteți uita. După care puteți uita, da.
Mergem și până la Costco. Costco este ca și Metro sau Selgros în România. Da, și mergem și acolo să luăm câteva chestii pentru a le trimite în țară, prin Maria. Dar momentan mergem la JISC. Gata, este ora de culcare. Sunt deja în pat. Mi-am făcut unghiile cu oja asta. Îmi place foarte mult nuanța. Stați așa, să întorc să vă arăt. Bine, nu le așez pe margine. Scuzați modelul de pe margine, dar este absolut superbă nuanța. E mult mai frumoasă în realitate față de cum se vede pe cameră. Am testat și top coat-ul de la Essence. Nu se usucă la fel de repede ca s-a șevit. Chiar așa cum îl simt puțin lipicios, așa că asta e un mare minus, pentru că s-a șevit ăla. Nu exagerez, în 5 minute maxim e uscat. Și de asta îmi place foarte mult. Prin urmare, o să continui să-l recumpăr. Îl cumpăr, cred că, de 10 ani, cam așa, fără să exagerez. Îmi place foarte mult. Cam da, se termină această săptămână, se încheie și acest vlog, vlog de revenire. Chiar aș putea să-l numesc așa. Eu m-am băgat în pat, precum am zis. Mi-am luat cartea. Citesc puțin câteva pagini și trag pe dreapta, pe stânga, pe dreapta, pe ce parte o fi. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta, sper că vă bucurați că am revenit, sper să fiu consistentă de acum încolo și să postez în fiecare săptămână, așa mi-am propus acum, să vedem cum îmi permite și timpul. Mie mi-a plăcut tare mult să filmez acest videoclip, mi-a făcut mare plăcere, asta vreau să zic. Și nu știu cât de interesant a fost, dar a fost, încă o dată mă repet, un vlog de revenire. Sunt destul de adormit acum, chiar m-a luat somnul, de asta nu mai am logică în ce zic și fluență. O lăsăm așa că o dau din bară în bară și nu e ok. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult că a stat cu mine până la final. Și până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. Nimix? Ce faci? Nimix! Hai, hai în pat! Hai sus! Hai. Așa! Hai, bravo! Iubito meu, iubito meu, iubito!